Valeta, bine te-am găsit! Dacă relaxarea, aventura și micile descoperiri sunt cuvinte cheie pentru evadare perfectă, include Valeta pe lista destinațiilor de vacanță și pornește în căutarea soarelui. Malta este surprinzătoare grație arhitecturii, a porturilor naturale, a peisajelor cu influențe puternice mediteranene și a nenumăratelor atracții turistice pe care le găzduiește. Valeta are numeroase titluri, toate amintesc de bogatul trecut istoric, este orașul modern, construit de cavalerii Sfântului Ioan, o capodoperă a barocului, o artă europeană și un oraș al patrimoniului mondial. Astăzi este una dintre cele mai concentrate zone istorice din lume. Valeta Living History este un loc plin de acțiune, ilustrând istoria, cultura și stilul de viață al Valetei și Maltei. Această atracție a fost recomandată drept cel mai bun loc de vizitat când putreierați Valeta. Impactul de înaltă definiție pe ecranul mare începe cu Valeta ca roca goală ce curge prin istoria insulor cărate cu interpretări dramaturgice reîncarnate ale Great Siege, ocupațiile franceze și britanice, imagini rare de arhivă din cel de-al doilea război mondial până în prezent. Situat chiar în centrul localității Valeta, aceasta oferă o introducere perfectă a tuturor lucrurilor pe care trebuie să le cunoașteți despre insulă. Fără prea multe detalii, permițându-vă libertatea de a continua descoperirea în orice direcție preferați să mergeți. Limbi străine, engleza, franceza, italiana, germana, suedeza, rusa, spaniola și japoneza. Timpul orelor de afișare, 10, 10:45, 11:30, 12:15, 13, 13:45, 14:30 și 15. Orașul este ocupat zilnic, dar își păstrează o atmosferă atemporală noaptea, ceea ce dă sentimentul că vă plimbați înapoi în timp. Grila de străzi înguste are unele dintre cele mai bune lucrări de artă din Europa, biserici și palate. Valeta este bogată în situri pe care trebuie să le vedeți și să le explorați, clădiri istorice interesante în jurul fiecărui colț, statui votive, nișe, fântâni și blazoane ridicate pe parapete, străzile laterale strânse sunt pline de mici magazine și cafenele ciudate, în timp ce străzile principale ale orașului Valeta sunt căptușite cu magazine de marcă internaționale mai mari pentru modă, muzică, bijuterii și multe altele. Poarta orașului Valeta este principala cale de acces în capitala malteză. Poarta care străjuiește Valeta a fost construită la începutul anilor 70, dar nu a fost pe placul poporului. Citadela, locanicii îi spun Rabat, este principala atracție din Victoria. Fortăreața este construită pe deal muntos și oferă privilegii minunate asupra insulei. În interior se află câteva atracții turistice foarte interesante. Catedrala Gozo, Muzeul Catedralei, Armura Citadelei, Muzeul de Arheologie, Muzeul de Folclor, Muzeul de Științe Naturale, Vechea Închisoare și Catedrala Sfântului Ioan. Fântâna Triton este localizată în Floriana, în afara zidurilor masive, în fața porții orașului Valeta. Lângă fântână se află principala stație de autobuz și alte mijloace de transport. Muzeul Național de Arheologie se află pe strada Republic și reprezintă istoria poporului maltez, din epoca de piatră, epoca de aur și bronz, până în perioada romană. Muzeul este deschis în fiecare zi, între orele 9 și 17. Adulții achită 5 euro. Adulții peste 60 de ani plătesc 3,50 de euro, copiii între 6 și 11 ani 2,50 euro, iar micuții cu vârste între 1 și 5 ani beneficiază de gratuitate. Republic este principala stradă de shopping din Valeta și se întinde de la poarta orașului până la Fortul Sfântul Elmo. Aici găsesc numeroase cafenele, restaurante și baruri.
Excursia în capitala Maltei nu este completă fără o vizită la Grand Master Palace. Camerele sunt deosebite, decorate cu mobilier vechi și tapiserie din mătase. O parte din palat găzduiește muzeul de armură și este nevoie de două bilete pentru a vizita palatul și muzeul. Catedrala Sfântului Ioan este localizată în Piața Victoria și atrage numeroși turiști. Tocurile nu sunt permise în catedrală pentru a nu zgâria podeaua din marmură decorată cu modele deosebite, iar vizitatorii trebuie să fie îmbrăcați decent. Prețul unui bilet este de 6 euro, iar catedrala poate fi vizitată între orele 9:30 și 16:30 de luni până duminică. Turiștii au posibilitatea de a descoperi frumusețea mirifică a insulei prin intermediul excursiilor de o zi. Vaporașele de croazieră duc turiștii în cele mai fascinante locații la Laguna Albastră și turul insulei Gozo, supranumită și insula Calypso. În cazul festivalurilor și sărbătorilor, Malta are un calendar plin de evenimente culturale, de la teatre și concerte până la expoziții de pictură și sculptură. În fiecare vară, timp de 3 luni, Malta găzduiește festivalul Malta Fest. Scopul acestui festival este de a oferi turiștilor o gamă variată de spectacole culturale sau moderne. În luna iulie are loc festivalul de jazz, cu o tradiție de peste 10 ani. Festivalul este o rampă de lansare pentru tineri artiști, dar și un loc unde artiștii cu renume încântă fanii cu show-uri spectaculoase.